Bună seara, haideți să evaluăm săptămâna pe care a trecut și să vorbim despre această săptămână. Scuze pentru săptămâna trecută, acum o săptămână am fost la București și n-am reușit să realizăm această discuție, acest dialog, dar sper că acum sunteți aici și veți avea opinii, propuneri, întrebări și vă rog să scrieți aici jos, ca să putem avea un dialog la care vă invit pe toți. Astăzi, 18 octombrie, valul 4 al pandemiei. Astăzi am avut o discuție în privința pandemiei și așa ne-am înțeles împreună cu colegii mei, că împreună cu celelalte instituții, împreună cu domnul prefect, ne vom implica din nou, cum am făcut anul trecut, pentru că se vede că în valul 4 deja numărul morților crește foarte exponențial și chiar dacă până acum ni s-a solicitat de la multe lucruri că noi politicienii să nu ne implicăm, că nu ajutăm cu nimic, eu cred că nu este ok această situație și începând de miercuri vom demara o campanie mai intensă pentru vaccinare, pentru informare. Și chiar dacă se zice că acest lucru nu va aduce prea multe aprecieri pozitive, dar cel puțin pentru conștiința mea o să încerc să fac și în acest lucru ne sunt de ajutor și colegii care iarăși sunt devotați. Și eu cred că au venit foarte multe fake news-uri atât de la București cât și la Budapesta și acesta cam a adus la aceea situație că suntem un județ cu vaccinare foarte redusă, dar sper să putem schimba acest lucru și aici contez și pe dumneavoastră, cei care mă urmăriți, să ne putem face înțeleși, pentru că s-a văzut că majoritatea deceselor sunt oameni, majoritatea, 95% sunt oameni care n-au fost vaccinat. Bună seara, doamna Birolodica. Mulțumesc de salut. Și sunt foarte multe date despre care o să vorbim zilnic sau cel puțin în fiecare a doilea, a treilea zi. Și aici eu mă aștept și la o susținere din partea dumneavoastră. Idei, propuneri, dacă aveți, ori puteți scrie aici jos, ori prin Messenger, tot o să ajungă la mine sau la info@județul.arghita.ro, la adresa de mail a județului. Vom avea adrese trimise de informare către cetățeni. Vom avea foarte multe lucruri pe care vom încerca și prin ajutorul mass media să facem. Pentru că eu săptămâna trecută am fost la Bruxelles, a fost săptămâna regiunilor și orașelor mari în Europa, cel mai mare eveniment legat de regiuni și orașe al Uniunii Europene și am avut discuții cu mai mulți reprezentanți din Irlanda sau alte țări unde procentajul de vaccinare este peste 90% și mi-au zis că nu prin restrângeri, nu prin forță, ci prin dialog, prin înțelegere, prin foarte multe informații s-a ajuns acolo încât oamenii s-au vaccinat. Și eu cred că și aici noi va trebui să facem o schimbare. Deci cel puțin campania noastră nu va fi una negativistă, că dacă nu te vaccinezi, nu poți să intri, nu poți să vii la lucru, nu poți asta, nu poți asta, nu poți asta, nu. Se vede că la noi, cel puțin județul Harghita, când îți zică, cineva îți zică că nu, da, ba, hai să facem. Deci aici trebuie o schimbare și asta vom încerca prin apelul nostru de responsabilizare. Ok, și asta vom face. Și tot așa, pentru limitarea accesului la Palatul Administrativ, asta este la bază. Și haideți să mergem cumva să ajungem și acolo la debirocratizare, că s-a văzut. Dacă totul merge online, nu trebuie ciocolată, floare, o sticlă de nu știu ce, sau, în mai rău caz, un plic cu ceva. Deci, digitalizarea și folosirea
instrumentelor digitale pentru a rezolva treburile administrative, eu cred că va ajuta să economisim foarte mult timp. Deci, din zona nordică să vii la Miercurea Ciuc, cam o jumătate de zile trece. Și de ce? Deci, haideți să încercăm să facem pași. Eu sper să primim susținere din partea legislativului, pentru că, cel puțin în privința Ministerului Finanțelor sau al hotărârilor sau actelor normative, nu avem încă pârghii legale ca să mergem pe online. Trebuie format de hârtie, dar sper că și aici, peste tot, se va găsi cât mai repede o soluție. Da, și chiar dinainte am zis și adineauri în ediția de limba maghiară că astăzi nu o să vorbesc nici despre ce se întâmplă la București, dar nici despre ce se întâmplă la Budapesta. S-ar putea că unii dintre dumneavoastră nu știți, dar la Budapesta acum s-au finalizat prealegerile pentru candidatul la funcția de prim-ministru. Acolo, în Ungaria, nu președintele este cel mai mare boss, cel mai mare cea mai mare funcție din stat, ci cel de președinte este una simbolică în Ungaria, dar cel de prim-ministru este cu puteri depline, cum este și în Germania, de exemplu. Ok, dar nu o să comentez nici ce s-a întâmplat în Budapesta, nici de la București, încă n-am informațiile ca să pot să concluzionez și de aceea, încât să vorbesc aiurea, vă economisesc timp. Și haideți să revenim. Deci despre aceste două lucruri nu o să vorbesc astăzi. Ok, săptămâna trecută s-a întâmplat un lucru nu prea plăcut. S-a trecut o greșeală în decizia Comitetului Județean pentru situații de urgență și s-a instituit carantinarea de noapte la sfârșit de săptămâna lui Dorheim Secuiesc, care s-a adevărat că nu este așa. Dar ce este învățământul de acolo și ce am propus și mai susțin. Haideți să... Eu sunt de acord cu online-ul și, cum am zis, susțin. Dar cum noi acum discutăm online, se poate face o discuție și prin diferite programe și votul prin mail nu prea este... Iară, bă, ce am și votul online, votul luarea deciziilor prin cel puțin cu Zoom sau Webex sau Teams sau alte programe este mult mai ușor și ar trebui ca la deciziile care privesc și libertatea oamenilor să încercăm ori să ne întâlnim fizic, ori să luăm decizii în acest sens. Asta am susținut și susțin în continuare. Așadar, la Atil, Bilbor, Borsec, Câmpulnița, Ciuxeni, Giurgiu, Corbu, Corun, Cozmeni, Dintreu, Lunca de Jos, Lunca de Sus, Tăcer, Siculeni, Suseni, sunt, incidența este mai mică sau egală cu 2, deci este verde. Unde este galben? Frumoasa, Lăliceni, Mugeni, Bălan, Ciumani, Lueta, Turgeș, Găleuțaș, Gheorgheni, Sfânt Dominic, Dialu, Joseni, Praiț, Secuieni, Tușnac și Oștoben și incidență roșie. De peste 3, Sfânt Simion, Satu Mare, Iulieș, Mereș, Trăcu, Pleși de Jos, Ciceu, Dănești, Lupeni, Remetea, Sfânt Timpru și Simonești, Tomești, Vlăhița. Și unde este mai mare de 4 sau, și mic, mai mic sau egal de 6, Mărturisind, Odorheiu Secuiesc, Sfânt Martin, Miercurea Ciuc, Avrămești, Cârța, Dujiu, Felicen, Mihăileni, Purumbeni, Sfânt Crăieni. Și peste 6, dar mai mic de 7,5, Zetea, Peuleniciuc, Vârșa, Cristul Secuiesc, Oclan, Lăzarea, Toplița și peste 7 și jumătate este Brădești, sub cetate, Băile, Tușnad, Mădăraș, Sărmaș. Săptămâna trecută, în luni, a fost o decizie, sau cel puțin a fost o propunere de carantinare a localității Brădești. Eu atunci am susținut că forța și aceste soluții, când suntem la limite acolo, nu cred că ne va ajuta foarte mult. Mai bine ne adresăm oamenilor și încercăm să responsabilizăm și să oferim mai multe informații și tot așa declar și pentru Comuna Sub Cetate, unde nu știu, deci la Brădești erau oameni sau sunt oameni care
cu buletinul, cu cartea de identitate, sunt la Brădești, dar în practică ei locuiesc și trăiesc în municipiul Dorohei, secuiesc, așadar, cumva este la limită o astfel de carantină. Nu știu la societate dacă este la fel, că sunt foarte mulți care trăiesc la Toplița și numai buletinul au la societate, dar eu oricum consider că trebuie dialog și la carantinare trebuie implicat și locuitorii, trebuie să primească o șansă înainte de această decizie. Să vedem ce se va întâmpla pe parcursul săptămânii, pentru că unii veneau și mi-e zicea că da, la Brădești ați opus la carantinare, dar la societate o să votați cu 2000. Eu am zis, o să susțin același moral și același principiu. Cu țări, ați văzut, prea mari modificări nu sunt. Și un lucru pozitiv, au venit mai multe cutii de favipiravir, Meditop, medicament folosit pentru pacienți COVID-19. Și asta au venit nu numai pentru Spitalul Județean din Ungaria, donat din partea Guvernului Ungariei, ci și eu, cum am înțeles, au venit 5.000 și din asta primește fiecare spital care, pentru care este necesar. Este un lucru foarte frumos. Și, cum am zis ieri, săptămâna trecută am fost la Bruxelles și am fost joi în Ungaria, unde cel de al doilea partid de guvernământ creștin-democrație au susținut Forumul Național pentru Aleși Locali, unde am avut o prezentare și consider că toate relațiile de înfrățire între Harghita și județele din Ungaria sunt binevenite. Avem 11 județe înfrățite și dacă totul merge bine, începând din 25 octombrie o să avem o înfrățire și la Republica Moldova, Strășeni, Raionul Strășeni. Și eu cred că aceste înfrățiri ne ajută nu numai la schimburi culturale, dar și schimburi economice. Și foarte multe bune practici pe care putem să învățăm unul de la celălalt. Putem să depunem proiecte împreună, chiar cu Republica Moldova. Deja acum pregătim un proiect european pentru Moldova. Este o țară de preaderare la UE și împreună putem să depunem proiecte. Așadar, eu susțin toate înfrățirile pe care avem. Avem județ cu care suntem înfrățit la Italia, și mai avem la Polonia și China. Dar la China de 4 ani n-am ținut legătura cu dânsii. Ok. A fost târgul de toamnă la Mircea Ciuc. Ați văzut? Am premiat acei producători care utilizează marca produs secuiesc, care de 10 ani fac acest lucru și ne aducă atât la București, știți, târgul Ozăsei, cât și peste tot în Europa, o bună renume acestei regiuni. Și cum am zis despre politică de la București, Budapesta nu vorbesc, dar astăzi am avut discuții la Gheorghe și Mircea Ciuc despre programul operațional regional, 1 miliard și 200 milioane de euro care vor veni în aceste 6 județe. Și am zis că am făcut tot posibilul și încercăm toate eforturile să aducem acești bani mai aproape. Deci, ce va fi în program, ce va fi anunțul, ce va fi în ghidul de finanțare, este de importanță mare și trebuie să îi influențăm, să aducem cât mai aproape finanțările de județul nostru. Despre acestea am vorbit cu reprezentanții de centru, cât și vom vorbi mâine la Lupeni pentru zona al Dorei Secuiesc. Am avut evenimente la sfârșit de săptămână de recoltă, cu perioada toamnei, deci ce aduce mai bun și eu sper că toate evenimentele au fost în spațiu deschis, deci având în vedere reglementările în vigoare să nu fie nicio problemă nici la Frumoasa, nici la Ciuc George, unde am fost eu prezent. Lucrăm la drumuri, bani nu avem,
Deci asta am zis. Așteptăm ca să fie luat decizie la guvern. Nu știu dacă se mai poate guvernul actual să ia decizii, dar ne trebuie bani pentru continuarea drumurilor. Pentru DJ 127 încă nu am primit nimic și toți cei care ne urmăresc sau ne urmăresc, haideți, orice idee bună pentru finalizarea drumului Ditreu-Turgeș este binevenit. Atunci când a fost acolo, nu joia care a trecut acum 2 săptămâni, sper ca fiecare să facă acele demersuri pentru care s-a angajat. Și cam atâta despre săptămâna care a trecut. Vom avea ședință de CJ joi dimineață. Avem mai multe hotărâri care vizează programe și proiecte ale Consiliului Județean Arghita. Și eu mulțumesc că mă urmăriți. Vă rog să faceți și la acest filmuleț și la revedere!